Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit într-o nouă seară de marți la emisiunea de administrație publică. Vom încerca să vedem ce se întâmplă în Târgu Jiu, ce se întâmplă în Gorj. Avem în 2018 sub multe semne de întrebare, din păcate. Începem cu domeniul fiscal și terminăm cu cel sociopolitic. Așadar, să-i dăm drumul. Avem deosebită plăcere în această seară de a încerca să analizăm spațiul sociopolitic și economic din Gorj cu unul dintre prietenii sufletului nostru, domnul avocat Gheorghe Pecingin. Stimate domn, bună seara, bine ați revenit. Bună seara, bine v-am găsit. Cu siguranță citiți, ca și noi, toți ceilalți presa, cu siguranță ați văzut cum poliția locală pare să zacă de vreo câțiva ani buni, undeva de vreo 4 ani, 5 ani chiar, într-o ilegalitate sau se află sub semnul unei ilegalități. Există un plan conform căruia poliția locală Târgu Jiu ar trebui să funcționeze, plan care se pare că n-a fost avizat legal în ședințele de Consiliu Local din 2012, a fost ultima avizare, iar de atunci se pare că a mers sau s-a mers pe o semnătură în fals. Pe semnătura Nicu Davițoi, nu? Da, a dorit Davițoi că nu mai e consilier. Nu mă miră, nu mă miră, la poliția locală avem așa o conducere bună încât nici nu merită să ne gândim, să ne atingem de ei, chiar dacă, uite, au sincope, nu funcționează sau funcționează pe lângă cadrul legal. Sunteți îndrăguți cu sincopă. E băiat bun, domnul Urdea, are o mamă să-i dea Dumnezeu sănătate, care stă lângă un senator de asemenea să-i dea Dumnezeu sănătate, și ce rost are să ne agităm noi ca să-l dăm afară pe un incompetent, unul care habar nu are pe ce lume trăiește, o beiza de-a pusă acolo ținută de mămica. Deci, eu nu văd unde e problema. E foarte bine la Târgu Jiu. Domnul primar Romanescu, dormiți în continuare, liniștit, poliția locală funcționează. Chiar dacă planul e pe un fals sau se merge pe un fals, am văzut astăzi se aruncă de la unii la alții, purtătoarele de cuvânt nu mai pridudesc să spună că treaba e la primărie, la poliția locală și tot așa. Da, e bine, poliția locală funcționează, da, amenzi în continuare. Sunt curios dacă se vor găsi unii să invoce chestia asta în instanță, să vedem ce se va întâmpla și dacă poliția locală funcționează sau nu. Oamenii acum și-au luat banii, da? Le-o fi luat legal sau nu i-o fi luat legal. Sunt niște lucruri care ar trebui să se aplece mai mult cei din primăria municipiului Târgu Jiu și să lase dincolo de amabilități și de drăgălășenii și să taie în carne vie. Pentru că la poliția locală e clar. Deci lucrurile sunt clare. Ce trebuie mai mult decât atât ca să demonstrezi că un om e incapabil să conducă o instituție? Da, asta e. Fiecare... Poate domnului primar îi convine această situație, îi place această situație, acest actualul primar, restul l-a convenit, e clar. A fost concubinaj, melaj, ce vreți noastră a fost acolo. Cine se atinge de domnul... Doamne, domnul Catrina, ce putem să spunem noi aici la emisiunea noastră? Să avem curajul doar să ne gândim că s-ar putea atinge cineva de copilul mămica. Păi, în ce stat trăim noi? Având un an de zile scandal peste scandal la poliția locală, începând de la amenințări asupra liderilor de sindicat. Domnul Catina, nu e de un an de zile. Nu e de un an de zile. Durează situația asta de când a venit băiatul ăsta Urdea. Nu, mă refeream de când avem și o nouă conducere în primărie, la nivel de primar. Așa, sunt foarte supărat pe lipsa de reacție a primăriei, pentru că de-aia să văd un comunicat de presă din partea primăriei. Da, ce să faci așa când ai... Nu știu, mă abțin, nu mai zic, pentru că sunt și... Vorbesc, sunt pe lista de comunicatori și se presupune că vorbesc în numele Partidului Național Liberal. Și atunci mă abțin aici. Da? Dar eu spun că nu are primăria Târgu Jiu, nu are comunicator și trebuie să facă ceva primarul și în sensul ăsta, să-și aducă un comunicator acolo lângă el. În momentul de față nu are. Poate o avea o șefă de cabinet, nu știu, la ce se pricepe Duduia respectivă, Madame Yang, nu știu la ce se pricepe, o știi Romanescu, treaba lui, dar nu la comunicare, asta e clar. Iar ce vedem astăzi, prostioarele astea, e comisia din cadrul Consiliului Local, nu, domnule, poliția locală și dă-i cu comunicate între instituții, te buvnește râsul, adică am ajuns de un hilar, trebuie trașat odată situația și acolo. Domnule, e treaba asta, răspunzător cu Tărescu și au avut acum control. Ce au controlat? Da, se pare că nimic. Ce au controlat? Sau în fine, alte domenii. S-au dat calificative. Ce calificative s-au dat? Sunt curios și eu. Că sunt atât de bine pregătiți, ca să-mi măsor cuvintele, sunt atât de bine pregătiți încât să ia calificativul foarte bine și ei funcționează așa cum funcționează, uzând de un fals. Da, și pentru că uz de fals niște infracțiuni acolo care s-au comis. Exact, da? Am înțeles că a intrat pe fir și poliția. Să sperăm că
nu știu, măcar să facă alții să facă curățenie dacă noi nu suntem în stare în primăria Târgu Jiu. Știi ce este supărător? Că, practic, principalul document în baza căruia este organizată și funcționează anual poliția locală a municipiului Târgu Jiu este unul fals. Sau, în fine, unul netrecut prin avizul sau lacul sau care nu respectă legea. Consiliului local. Exact. Sau legile, că sunt mai multe. Și atunci, ce asta mai putem spune despre funcționarea poliției locale? Domnul Ionuț Cătine, o să aveți aici posibilitatea și sunt convins, fiind una dintre, sau mă rog, trustul nostru, un brand în județul nostru, să-l aveți pe primar și puteți să-l întrebați care sunt calificativii și, sau care sunt meritele actualului șef al poliției. Iar chestia aia că, domnule, e funcționar public, nu poate să fie, aia e o... Arcuș, da, da. Deci e o melodie pe care o pun toți când nu vor să schimbă punul. Poate să fie tata funcționarilor publici. Când ești atât de incompetent și ții o situație, e atât de rău a ajuns la poliția locală și e un focar de scandal în permanență în cadrul primăriei Târgu Jiu, îl zburam cu fulgi cu tot, cu mămica, cu prietenul mămica, cu toată lumea îl zburam. Păi și ce facem îl zburam, cu, ce facem cu susținerea pe care o are în spate? Păi ia, ce să facă cu susținerea? Cu susținere cu tot îl zburam. Și la susținere arătam că port 41 la pantof, da? Dacă mă înțelegeți. Eu citau de pe partea dorsală și susținerii. Dar dacă vrei să, vrem să rupem pisica în două, dacă ne vom lălăi așa, îl vom avea pe Urdea care va face tot după vioară, după ureche, ce vrea mușchiul lui, mușchiulețul lui și în 2020, se va comporta tot ca un birjar cu subordonații, etică. Da? Va veni tot așa cu mâinile în buzunar pe la orice eveniment, scandal, că doar uniforma nu e pentru el, n-are nicio treabă cu uniforma. O fi sub acoperire. Da, e sub acoperire, sub plapumă, sub acoperire. Deci trebuie luat odată măsuri acolo la poliția locală. Nu se mai poate continua așa. Chiar nu se mai poate continua așa. E clar, ce trebuie mai mult să vezi incompetența unui om? Da, suntem tare curioși dacă se va rezolva ceva din acest, după acest nou conflict la poliția locală a municipiului Târgu Jiu. Sincer, de da, când va am fi început... Va fi demisijman. Era o glumă. De când am început să studiez problema poliției locale a municipiului Târgu Jiu, am ajuns la concluzia că aproape nimic nu îi se poate întâmpla domnului Urdea. S-a născut sub o zodie norocoasă, astele sunt favorabile, toate chestiile. Știți povestea aia, era BD în acțiune. Cine te recomandă? Familia. Dacă te recomandă familia, ce mai ai nevoie de recomandări? Ce înseamnă cetățean? Ce înseamnă cetățean și respectul față de cetățean? L-a recomandat familia, e bun, are calificativul FB. Să-i dea Dumnezeu sănătatea lui și familiei lui. Bine, ca la 1-4, că numai acolo se dă FB. În altă ordine de idei, numai târziu de ieri am avut aici la Târgu Jiu o mostră de ceea ce înseamnă un strigă disperat al unor ființe împotriva unui sistem, din păcate, găunos, un sistem care, cu regret spunem asta, provoacă suferință, chinuri, moarte. E vorba de protestul unor mămici ce nu mai suportă haosul, nepăsarea, indiferența, cruzimea, până la urmă, a unor personaje din sistemul medical și care cer pe cât se poate schimbarea unui sistem. Un sistem destul de refractar la schimbare. Cum s-a văzut protestul de la Târgu Jiu, în ideea în care, cu excepția președintelui Consiliului Județean, care a ieșit și cred că a stat de vorbă cu mămicile, în rest nimeni... Președintele Consiliului Județean a fost anunțat încă de când s-au luat aprobările pentru protest, a promis că va ieși, ce a fost, nu spun că a fost o regie, dar a anunțat că va ieși, a ieșit, a și plecat. Mai vedem acum ce se întâmplă, că se îmbunătățește viața. Poate să facă ceva? Păi dacă nu... Îi stăm putere. Dacă nici el nu poate... Nu știu cine mai poate în Gorjul ăsta. Mă refer ca instituție, nu mă refer ca om. Ca și om, Cosmin Popescu știm. Mai mult de a plimba tava și a da un zahărel la cafea pentru liderii adevărației Gorjului, nu poate să facă foarte mult. Da? E lucru cunoscut. Dar de la nivelul funcției poți să faci anumite lucruri. Să nu uităm, Spitalul Județean este în subordinea Consiliului Județean. Poți să faci dacă vrei și dacă ești lăsat. Cine să-i lase, domnul Cătina? Nu știu, întreb. Domnul Cătina, când te urci și te agăți așa cu ghearele și spui, eu voi face pentru cetățean campanie electorală. Păi bă, fratele, te uiți în oglindă și vezi, bă, eu chiar pot să fac ceva pentru cetățean? Sau mi-e frică că vine tata X, tata Y, șeful și mă trage de urechi? Că dacă ți-e frică, stai acasă și nu-ți mai depune CV-ul la partid pentru postul respectiv, da? Dacă ești un papleacă și dor pe tine. Domnule, eu vreau să împing tava în continuare să vă servesc cafea, lăsați-mă pe mine. Chiar dacă îi zic, las că ești numai bun să tragem și noi niște sfor pe aici.
refuză elegant, ca să-mi fi pus în postură, uite, mor copiii, da, în spitale, iese, zâmbește, dă două, trei declarații, pleacă înapoi și dacă lucrurile continuă așa, n-a rezolvat nimic. Da? Și slavă Domnului, s-au tras suficiente semnale de alarmă. Nu e că s-au tras semnale de alarmă. Au murit suficienți copii. Până la urmă mor oameni zilnic, dar să-ți moară un copil e ceva dramatic. Da? Și împotriva firii. De obicei părinții trebuie să se ducă primii. Da? Nu copiii. E împotriva firii. Sunt lucruri care te dărâmă psihic și au repercusiuni pentru toată viața. Ei, lucrurile astea se întâmplă, nu știu cât îi pasă, dacă îi pasă, dacă nu îi pasă, dacă va face sau nu va face ceva. Eu sunt dezamăgit și nu cred că va mișca foarte mult lucrurile Cosmin Popescu. Nu că nu poate. De la nivelul funcției, mă repet. El ca om e slab. Și altele sunt prioritățile pentru PSD în acest moment. Mărirea salariilor, a pensiilor, glumesc. Că dacă le mai măresc mult, s-ar putea să rămânem fără nimic. Da, era o glumă. Spuneau, domnule, nu-și vor permite, am auzit și nesimțirea asta, ați spus să nu-și vor permite patronii să dea afară. ETCA s-a anunțat foarte multe disponibilizări și majoritatea vor da firme care au între 1 și 5 angajați. Vor da afară. Dacă dai 2 din 5. Marea minune fiscală făcută de Mulguța de la Craiova. Nu știu cine a dus-o și pe asta, și asta probabil familia a recomandat-o de a ajuns acolo, pardon, doamna ministru, nu asta. Tot familia a recomandat-o, marea familie PSD-istă, fiind mai aproape de Tellerman, probabil domnul Dragnea. Și uite unde a ajuns și Mulguța cu forfecuța la măriri salariale și de pensii. Destul de trist. Iar asta în contextul în care la Gorj se merge cu 1-2 CV-uri către București pentru funcția de secretar de stat. Sau cel puțin asta aflăm din presa locală. Depinde acum și de Florin Cârciumar dacă își va asuma, dar Florin Cârciumar e un fricos. Dacă și la nivel național nu își va asuma cred nimic. Cred că în declarația lui se vede clar că nu își va asuma, pentru că avem acel deci, răspundem cu capul pentru cei propuși. Eu vă spun și vă spun cu sinceritate. A fost întrebat la un moment dat, de ce nu-i cer domnul Ponta? Domnul mi-a fost rușine. Ponta nu se-i ceară ceva personal, se-i ceară pentru Gorj, da? Pentru că Ponta venea și spunea, băi, ce vreți să faceți? Spuneți, cereți, da? Mi-a fost rușine. Să nu-i fie rușine și de data asta să ceară pentru cei din partid. De rușine? Nu, de frică, da. De frică, da. Frica de a nu-și pierde... Da, funcția și mai ales la vârsta asta, că mai greu te mai urci în copac dacă dau dată ăștia jos odată. Adică nu te mai urci niciodată, să fim sinceri. Rămâi la bază. Și e fric. Încă mai vrea să stea acolo, e aerul mai rarefiat, e mai bine la înălțime. Dacă pici, s-ar putea să te și lovești în cădere. Și șansele să... De ce să mai ai un secretar pentru Gorj? Da, ce? Am avut prim premier. Când am auzit și declarația asta, Dumnezeule mare, nici nu-mi dă seama că am avut premier. De asta ați realizat că am avut premier de la Gorj. În afară de faptul că eram centru scandalurilor și... Citeam prin presă, dar așa efectiv să simt că premierul a fost din Gorj. Bine, adoptat de Gorj, nu. Păi uite, l-a fost la unii rușine să ceară mai multe lucruri pentru Gorj. În condițiile în care am avut un premier, ce-i drept, din partidul din care face și dumneavoastră parte, nu. Care nu s-a sfiat să ajute județul din care provenea. Vorbiți de aia, în perioada... Bine, eu mă gândesc că mai avut un premier, mă refeream la Tătărescu, dar... Nu mergem care atât de chiar departe. A adus ceva, da, corect, pentru Gorj și a făcut ceva pentru Gorj. Nu, dar în trecutul Gorjel. Foarte, foarte apropiat. Emil Boc nu s-a sfiat să ajute legal Clujul. Cât a putut Clujul. Și județul, și Cluj-Napoca municipiul. Și uitați-vă și s-a putut. Cluj. De ce la Gorj nu s-a am putut? Citit astăzi o comparație, cumpără autocare Mercedes în timp ce cel la București, doamna Firea cumpără autocar sau nu știu ce, turcești. La aceiași bani. Bravo! Păi or fi cu ceva în plus cele turcești. Știu nemții ăștia să facă Mercedes și Mercedes o fi vreo firmă de mașini și ăștia. Poate de mașini de spălat, de tocat. Nu-s de mașini, un Mercedes. Cine a auzit de Mercedes? Autocar e firmă, frate. Dar asta e diferența, vedeți? Diferența între PSD și PNL. PSD-ul trage cât poate spre Istanbul, spre Moscova și noi încercăm să tragem spre Occident. Asta e diferența. Vom vedea. Și aici ce se va întâmpla. Cert e că la Gorj, cel puțin, nu prea se văd semne de speranță. A, vi se pare dumneavoastră, au crescut salariile, au crescut pensiile. Da, nu contest că față de luna decembrie... A apărut respectul față de profesori, față de cetățeni. Asta da. Față de luna decembrie am luat mai mult cu 97-98 de lei. Felicitări. Da, sunt unul dintre persoane, și... una dintre persoane care a luat.
Ați luat, da? Da. Și factura la gaze, la curent, cu cât va crescut? Ei, adunate depășește suma de 100 mulțumesc. De lei. Va crescut puterea de cumpărare cu minus. Da. Asta, nu asta a promis guvernul, vă creștem, au crescut tot. Mă uitam, erau declarațiile unor pensionari la televizor și nu am decența să știu și să fac diferența între ce înseamnă un canal părtinitor sau anti-guvern. Se vede, asta este. Era un canal chiar echilibrat. Care echilibra, da? Și noi vedem declarațiile cât au crescut întreținerea și asta și erau oamenii diferențele de cât s-a promis că va crește pensia și n-a crescut. Au amânat-o iar și pe asta. Și atenție, vom avea în scurt timp o lege a pensiilor. Și ne ferească Dumnezeu. Deci, pe mine mă ia cu, dacă, cu frisă, spune, doar gândindu-mă că acum vine și spune, legea asta a salarizării e bună, dar are lipsuri pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale. Vom veni cu ordonanțe. Băi, frate, când lucrezi la o lege și începi să... prima a apărut. Exact, mai faci un costum, îl iei și după ce îl probești, când pleci cu el la partiul respectiv unde vrei să mergi, stai puțin că trebuie să-l mai cărpim. Și mai pui 5-6 peteci. Și ai plecat la petrecere. Cam așa și cu... Și există riscul mare la primul dans să se rupă costumul, da? Da, evident. Cam așa se întâmplă și cu legea asta. Băi, frate, de ce stăți acolo? Stăți atât de incompetență o lege, nu puteți să scoateți cap, coadă, fără probleme? Și acum recunosc, da, venim cu ordonanțe. Câte ordonanțe o să mai dați să guvernați cu ordonanță, ordonanță? Cât de slab pregătiți puteți să fiți? Chiar nu sunt oameni competenți în PSD-ul ăla? Ba da, sunt. Dar nu vor unde fi, cred, sunt, la fund? Lăsați în veci să iasă în față. Nu și asumă șefii de partid să-i pună prin funcție, că răspund cu capul, nu? Corect. Și atunci le e frică și preferă să nu. Lasă-i mai bine să stea în organizațiile locale. E bine și așa. Și asta e un mod de a te conserva. Pe tine sau funcția? Funcția. Funcția. Asta e în politică, trebuie să ai grijă și de... Ce spui că dacă vorbești prea mult, s-ar putea să nu le mai place, în primul rând, la colegi. Ați văzut și domnul Ișvan are probleme în interior, nu atât cu opoziția. La opoziție 2-3 care îl atacăm și cerem demisia. Da, sunt persoanele constante împotriva. Da, păi vin număr pe degete și de la PNL. Dan Vâlceanu, din Sașuță, Gheorghe Pecingină. Constant i-am cerut demisia sau am semnalat problemele cu care, pentru că profesorii au căpătat încredere în noi și știu că nu dăm înapoi. Deși pe piață se aruncă tot felul de zvonuri. Fumigene. De pactizare. Da. Da, suntem dar la curent și suntem niște oameni constanți și, bă, noi am susținut și noi. Suntem nevoiți să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. I fell in love with the pizza. Pizza. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu. La o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita. Pizza pentru amândoi. Pomadil Com SRL. Acum ne găsiți și în complex Rodna, stand 76 și 77, cu produse de sezon, dulciuri, cafea, băuturi alcoolice, apă, produse alimentare și sucuri la cele mai mici prețuri. Vă așteptăm să vă convingeți și dumneavoastră. Pomadil Com SRL. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori.
Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta! Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Clinica B&B Medical, situată în incinta hotelului Brâncuș, vis-a-vis de prefectura Gorj, vă pune la dispoziție o gamă largă de servicii medicale. Fișe auto și avize psihologice pentru toate categoriile. Fișe auto și avize psihologice siguranța circulației. Fișe angajare. Fișe control periodic. Fișe port-armă. Fișe admitere facultate. Laborator analize medicale. Consultații cardiologie, psihiatrie, ortopedie, ginecologie. Recuperare medicală. Relații la recepția hotelului Brâncuș sau la telefon 0765 200 888. Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL. Dispunem de service automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253 214 554. Vumar Prod SRL este la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64. 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. A fost odată ca niciodată un magazin unde intrai și puteai să cumperi orice cu 30% discount. Hei, asta nu e poveste, e realitate. La Viena Optic ai tot cu 30% discount. Adică îmi pot lua ochelari de soare sau de vedere cu 30% discount? Da, trebuie doar să mergi în magazinele Viena Optic din Petroșan și Târgu Jiu și ai totul cu 30% mai ieftin. Viena Optic. Orizonturi fără limită. Am revenit, dragii mei, cu a doua parte a emisiunii. Stimate domnă, vorbeam în prima parte despre diverse disfuncționalități în Târgu Jiu, în Gorj și prin extensie în România. Se mai pot îndrepta lucrurile aici în plan local și, bineînțeles, apoi spre centru? Sau invers? Cum ar trebui să meargă treburile? Depinde. Depinde de situație. În mod normal ar trebui să vină de la centru îndreptare, dar mai greu să cred că se va întâmpla asta. Iar pe plan local, atâta timp cât nu avem curajul să ne asumăm decizii, clar nu se va întâmpla nimic. Clar nu se va întâmpla nimic și ne putem ascunde pe partide care, indiferent de partid, că e PNL, că e PSD, ne putem ascunde sau putem să dăm vina, cum am auzit, PNL-ul e de vină că nu putem noi să facem, deși e majoritatea, că am în toate consiliile, da? Sau alții, că nu știu ce partid îi trage în jos, că de fapt ei ar vrea să facă și nu pot. Trebuie să-ți asumi. Când ajungi într-o funcție, trebuie să-ți asumi și lucrurile bune și lucrurile rele. Dar trebuie să vadă lumea că iei decizii. Ori dacă nu ești capabil să iei decizii, stai și te uiți și te închizi în birou sau ieși, vorbești cu mămicile și... De vorbit puteam să mă duc și eu ieri. Vreau să vă spun ceva. Copilul, ultimul deces, da? Eu sunt nașul știu. Părinților lui. Știu. Da? Nu mi-am permis să mă duc la... protest pentru a nu politiza și a nu da biară și apă la moară. Să văd zâmbetul lui Cosmin Popescu, care după aia s-a transformat așa într-o chestie de lehamit, a postat astăzi un coleg de-al nostru sau ieri, numai. Când s-a întors, era deja, s-a spălat pe mâini. Mi-am făcut treaba, am discutat cu ei. Nu e asta treaba președintelui Consiliului Județean, putea să nu iese. Dar să dea cu unii de păreți pe la Spitalul Județean. Da? Pentru că sunt și acolo constatate neregulile și sunt pe masă. Dumnezeule, ce mai așteptăm? Ce mai așteptăm? Că i-a pus X, Y, tătucu sau mamuca, i-a pus pe și pe aia prin funcție pe acolo. Dacă o să stăm așa, se duce și generația noastră, să ajungem la 60 de ani, vârsta lui Cârciumaru și zicem, acum e prea târziu, de ce să mai fac dușmani? Vin ăștia și ne rup crucea de lemn. Da? De ce să mai fac eu? Stau așa, că e bine așa. Dacă la vârsta de 40 de ani, când, mă rog, sau 40-50, când zicea și Gala Galaction că
ești bărbat, împlinit din toate punctele, tu ești tot o cârpă și plimbi cafeaua și n-ai curajul să iei decizii. Și mă refer la mai mulți aici, că doar nu e singura cârpă, da, Cosmin Popescu. Da, deja vedeam vreo 4-5 personaje. Mă bucur. Deci înseamnă că nu sunt sigurul vizionar. Da? Deci dacă tu nu ai curaj să iei decizii și stai și te uiți peste umăr să vezi ce zice, dar ce zice șeful, dar ce zice ăilalți, dar aoleu, mă zguduie ăștia și pe mine, înseamnă ori ai cadavre în dulap, suficient de mult, ori n-ai, da? N-ai ce-i trebuie unui bărbat să aibă, ca să numească bărbat. Chiar dacă e politic, chiar dacă e în orice funcție. Asta e. Sigur, treci sticla, ești un om bun, vorbești frumos, respectos, pup pe toată lumea, până ajungi pe funcție. Păcălești omul. Când ai ajuns pe funcție, lumea zice, stai mă puțin, dar chiar nu se mișcă nimic. Chiar nu face nimic. Ok, băia bun. Iarăși văd persoane. Păi băia bun, vreau să iarăși spun. Văd persoane în fața ochilor. Da. Băia bun e și băiatul care îmi servește mie cafeaua dimineața la nu dau nume ca să-mi fac reclamă, la Madame. Da? E un băiat extraordinar. Zâmbește, vorbește frumos, îmi spune și o glumă, să mă bine dispună. Da? Mă și salută respectuos la plecare. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l pun într-o funcție. Sunt convins că foarte multă lume l-ar aprecia pentru bunul simț, eleganță, tot ceea ce vreți. Dar asta nu înseamnă că e un om politic. Nu înseamnă că e un foarte bun gospodar sau administrator. Da, uite că așa noi ne gândim cu partidele politice, domnule, să ne aducem voturi. Cine ar putea să ne aducă voturi? Gândești până la urmă și cine? Și de multe ori cei care ți aduc voturi nu prea sunt... Am înțeles. Oamenii potriviți să facă și administrații, să facă și să ia decizii. Și din păcate chestia asta se întâmplă frecvent în ultima vreme. Din nefericire. Da. Stăteam acum în timp ce dumneavoastră... Da, acum mai au vină și cei din partidele politice, inclusiv eu, pentru că pe cei pe care i-ai susținut sau i-ai adus acolo, trebuie să-i mai impulsionezi puțin. Că există riscul ăsta să te copleșească funcția, să te copleșească aparatul din unitatea respectivă. Dacă o faci prea mult, se interpretează că, domnule, vrei să conduci primăria, de exemplu, Târgu Jiului, vreți voi, PNL-ul, să puneți mâna pe ea. Dacă nu te implici deloc, de ce nu te implici? Și uite așa, ajungem într-un cerc vicios. Da, se teme acum și mult. La PSD însă e clar, e condus Consiliul Județean, nu de Cosmin Popescu, de alții. Pentru că dacă ar fi condus de el, eu nu cred, un tânăr, că e totuși tânăr, la 40 de ani nu ești în vârstă. Da? Să te lași așa călcat în picioare, când de unul, când de altul, să fii cum bate vântul, mi se pare prea mult. Ce trebuie să fie în mintea ta atunci când aduci în partid oameni, cele mai mulți dintre ei fiind cârpe, de care să te folosești și să ai grijă atunci când vreunul încearcă să salte capul, să-i dai la joale, cum spunem noi în România. Este meschinărie? Acum, eu chiar v-am spus că sunt trecut pe lista de comunicatori, s-ar putea să fie interpretat și... Dar trebuie să o spun, pentru că asta sunt eu și nu. De multe ori, de cele mai multe ori, cei care sunt în primul eșalon, vârfurile, topurile, sunt 2-3, care își fac jocurile pe acolo. Și care au și forță, au și inteligență, au și experiență politică. Restul care vin pe lângă, au grijă să fie... persoane slăbuțe din toate punctele de vedere. Să nu și nu mă refer pericol. Doar la domnișoare. Să nu da? Prezinte pericol. Exact. Să fie ușor controlabil, să îi aibă mână, pentru că dacă sunt personalități, se dezvoltă și de-a lungul timpului s-ar putea să iese în față. Dacă ești un lider, părerea mea, dacă ești un lider cu adevărat bun, nu-i ții în spate. Da? Ești tu tot timpul în față, spui, uite, în spatele meu stau niște oameni. Nu, în lateralul meu stau niște oameni. I-a dus să faci competiție în interiorul unui partid. I-a dus să te ajute, pentru că dacă ești în competiție, ca la sport. Faci sparing cu un adversar slab și după aia când intri în ring, da, o sportul de contact, că întâmplător le-am practicat. Da? Când ai urcat în ring, ți-o iei de unde te vezi. Cam asta se întâmplă. Bă, dacă mi-aduc adversari de sparing foarte buni, când am intrat în ring, s-ar putea să fiu bun și să câștig meciul. Dar dacă pregătit. Eu, cei de pe lângă mine sau cei cu care mă antrenez sunt slabi, îți creează o falsă impresie că ești bun. Dacă intri în meciul adevărat și meciurile adevărate sunt campaniile electorale, da? Îți iei bătaie și ți-o iei la sânge. Chiar dacă... Eu nu suport, vă spun cu cea mai mare sinceritate și l-am spus-o tuturor, îmi plac oamenii care mă critică, îmi plac oamenii care câteodată au și accente din astea mai dure în ceea ce mă privește. Nu înghit pupii în curiștii.
ăla care a venit și începe să mă perie, să-mi spună că sunt de bun, că sunt de frumos, de, deja devin circumspect și mă uit mai atent la el, pentru că ăla e clar... Unde e șișul? Nu neapărat asta, că n-au nici, nu mai au nici curajul ăsta. Pe vremuri poate era posibil. Încearcă, are un interes și el și vrea să se poziționeze. Uh-huh. Înțelegeți? Și asta se întâmplă des în politică. În sus tuturor cu care interacționez. Mie îmi plac oamenii care, bărbați și să spună, neapărat uite acum poate sună că sunt misogin, deci îmi plac oamenii care spun în față, băi băiatule, vezi că dacă vorbești toată ziua pe la televizor nu înseamnă că și aduci voturi sau vezi că spui prostii la televizor sau atunci când comunici. Nu comunici în numele partidului, da? Îmi plac oamenii ăștia care îmi spun în față sau n-ai credibilitate. Stai acasă pentru că tu ai avut, stai la purgatoriu, ai avut o trecere așa meteorică prin mai multe partide politice. Stai acasă. Sau vezi, zici de treabă. Sau ieși, fă asta. Mie îmi place să discut lucrurile astea, să argumentez și să-mi vină cu argument. Nu-mi plac cei care zic, da, domnule, ești fantastic, nu te ajută cu nimic. Nu te ajută cu nimic pe tine ca persoană, în primul rând. Săptămâna trecută, la finalul săptămânii trecute, am văzut un interviu la un post național de televiziune în care a fost invitat la acel interviu președintele PNL, fostul candidat la primăria generală a municipiului București, omul care s-a văzut nevoit să se retragă din competiție din cauza unor probleme, presupuse probleme cu legea. Întrebat fiind cum s-a simțit atunci când a fost considerat de media, de persoane, penal, a spus clar că n-a avut nicio problemă pentru că el nu se consideră un om penal și a dovedit nevinovăția, cei drept la prima instanță. Moderatorul a continuat și încerca să facă trimitere la cei care se presupune că au probleme, cei care au probleme cu legea din actuala coaliție de guvernare și care totuși nu fac pas în spate. Așa cum a făcut președintele actual al PNL la momentul în care asupra lui planau suspiciuni de ilegalități. Nu ar trebui să se întâmple mai des acest lucru? Ești om politic, ești ancorat în niște funcții, demnități publice sau de altă natură, în momentul în care asupra ta este sau planează niște semne de integritate, de legalitate sau mai știu eu ce, să faci un pas în spate, să aștepți să-ți dovedești nevinovăția? Domnul Catina, aici o chestie, un subiect foarte sensibil. Foarte multă lume s-ar aștepta să spun, da, domnule, așa trebuie PSD-știi cu probleme. Vă spun un om care ar trebui să facă, e condamnat definitiv, Dragnea, punct. Ar trebui să stea linia a doua. E condamnat definitiv. Și care totuși nu o face. Acum, văzând pe la televizor ce s-a întâmplat la Ploiești, și din punctul meu de vedere, și trebuie să spun public, că mi-asum ceea ce spun, da? Portocală, nu uită în discuție, dar Oana, când am văzut interviul lui Oana, am crezut că și-a mai spus-o și mă repet, eu am și eu o experiență cu lumea asta gri, hai să spunem interlopă, și prin prisma profesiei și a sportului pe care l-am practicat, am avut senzația că văd un om de acolo. M-am gândit ce caută interlopul ăsta, dă interviuri, s-a întâmplat ceva, asta nu-l știam, nu-l asociam cu numele. Să constat că e șeful DNA Ploiești. Exprimare zero. Păi, foarte multe lucruri care m-au oripilat. Și omul ăla a gestionat niște dosare. Grele. Nu știu dacă sunt grele. Nu sunt nevinovați puișorii ăștia care apar acum și urlă. Sunt convins. Dar în România, principiul despre care spunem noi și tot vorbim, se vorbește pe la facultățile de drept, da? Acela am văzut că acum la nu mai ține, al nevinovăției. La noi în România nu se aplică. La noi în România ești vinovat. Dacă ți-a zis, s-a scris într-un ziar că ești bolnav psihic, ești bolnav psihic. Dacă a scris că ești violator, ești violator. A scris în ziar ce îmi spui mie, a zis presă, gata, ești violator. Trebuie să fii împușcat, castrat, nu știu. Nu se mai așteaptă un verdict final la noi în România. Și am ajuns atât de dezbinați în România, vedem numai alb și negru. Nu există, unii spun, da, domnule, și ce dacă au greșit? Au greșit, dar trebuie să-i bage pe corupție ăștia la pușcărie. Poftim? În America e un principiu. Și dumneavoastră vi l-am spus în pauză și cu asta sunt total de acord. Da? Mai bine scapă 9 vinovați decât să bagi un vinovat în pușcărie. La noi e alt principiu. Mai bine bagi 9 nevinovați în pușcărie decât să scape un vinovat. Ori lucrurile astea trebuie să se schimbe. Noroc că s-au schimbat puțin mai mult prin sistemul judiciar, nu neapărat procurorii, cât judecătorii. Și să nu credeți că doar la DNA Ploiești sau la DNA. Sunt specimene. A, cu ce nu sunt eu de acord? Au început. Jos Chioveci. Pe Chioveci poți să dai jos pentru, nu știu, alte lucruri. Dar nu pentru ce se întâmplă acolo. Dar pentru că, din punct de vedere instituțional, ea a procedat
corect acum, a trimis, există, a sesizat inspecția judiciară, inspecția judiciară trebuie să-și facă treaba, sunt convins că își va face treaba și se va face un raport și cei de acolo vor plăti. Nu sunt singuri. Dar trebuie date niște semnale. Asta, cu asta sunt de acord. Dom'le, chiar nu se poate face nimic pentru că abuzul mai există. Și la noi la Gorj am avut cazuri. Da? Am avut cazuri. Se știe. Sunt celebre. Chiar celebre la nivel național, când oameni de vinovați au stat în pușcărie. Cazul pe mine mă frapează altceva. Acum, acum nu se mai întâmplă, dar înainte când intra dosarul de la parchet, se mai întâmplă așa cum la tribunalele mici, judecătoriile mai de la periferie, se mai întâmplă. Ce zice procurorul literă de lege și pentru judecători. În schimb, pe la instanțele mari și pot să vă spun cu mâna pe inimă și la Târgu Jiu am văzut dosare date înapoi într-un mod chiar brutal procurorilor în sala de judecată de către judecători. Să se refacă. Să se refacă. Deși poate nu era vina procurorului care era în sală, că nu el muncise la dosare, era doar procuror de ședință. Înțelegeți? Deci lucrurile sunt, nu deci sunt încet, așa cum le vrem. Deci încet lucrurile se mișcă. Se mișcă. Nu le mișcăm noi, se mișcă. Se mișcă ele, da. Da. Sistemul din interior a început să lucreze. Sistemul juridic. Nu alt sistem. Sistemul juridic a început să se miște. Sunt oameni tineri, oameni profesioniști, marea majoritate. Eu când mă uit și văd că sunt blamați cu toții pentru ce a făcut Portocală, Onea și mai nu știu care. Și mai sunt, v-am spus, sunt exemple, putem să găsim în orice parchet. Oi negre. Dar asta nu înseamnă că trebuie să le punem ștampila la toți. Evident. Tot sistemul e corupt. Tot sistemul e fabrică dosare. Nu e adevărat. Trei oameni din 1000 și sunt de acord și cu ceilalți care spun, dom'le, pușcările sunt pline de nevinovați. Pe oricine veți întreba într-o pușcărie, sunt puțini cei care sunt aia, recidiviștii vechi, care vă spun, da, sunt vinovat. Dar restul vă spune că sunt nevinovați. Pentru că prin prisma lor sau în percepția lor, e un instinct de conservare care lucrează, volens noles. Au senzația că nu sunt vinovați sau că nu sunt atât de vinovați pe cât încă se merită acea pedepsă. Detenție. Da. Destul de problematică această chestiune, de una de natură sensibilă. Vă spun sincer ce m-a deranjat în toată această tevatură provocată de posibila demitere, probabilă, dorita, mult dorita demitere a procurorului șef al DNA. Te duci în Japonia, după ce ai umilit, tu ca nație, o țară, te duci tu ministru al justiției, ești invitat acolo, sau nu știu în ce context ai ajuns acolo, și te cheamă o doamnă, premier, din întâmplare, să vii, că arde țara. Ce ardea țara? Nu putea asta să se mai aștepte 6 zile cât termina? Nu, e o prostie și modul în care s-au comportat și modul în care s-au comportat și Tudor Toată. Ce să facă Tudor Toată? L-a chemat doamna premier. Bun. Trebuie să și argumenteze, doamna, am văzut, a argumentat lapidar niște prostii. Păi ce i-o fi scris cineva pe foaie, că doamna oricum citește de pe foaie, nu se poate exprima. Nu știu, că citește oricum o mare prostie. Ce să facă Tudorel Toader? Că n-a demonstrat cât e de bun Tudorel Toader. Doamne, oamenii ăștia, deci PSD-ul, în afară de faptul că duc o luptă pe care au și pierdut-o din punctul meu de vedere mediatic, pentru că n-au știut, nu știu cine a sfătuit, dar foarte prost i-a sfătuit. Vrei să faci o reformă în justiție? Dar mulțumesc de Dumnezeu că nu au făcut reforma în justiție, că ăștia o făceau la fel ca reforma fiscală și ne nenoroceau. Ne nenoroceau pentru că ei nu știu să scrie o lege, e clar, nu gramatical mă refer. Da? Nu știu să scrie o lege. Structural, compozițional. Da? Iată, creează haos în sistemul fiscal. Păi dacă se apucă ei de reforma în justiție, s-a terminat. Într-o lună, 4, deci s-a terminat. O să-i vedeți pe cei de pe Vasile Alexandrii stând la pupitru și judecând. Da? La ei așa se văd lucrurile și așa le inversează. Ei, oamenii nu știu ce cu ei acolo, nu își dau seama ce se întâmplă. Dacă liderul suprem Dragnea nu le dă ordin ce, cum, ce direcție se miște, nici vântul nu bate la PSD fără acordul Dragnea. Sorin Ovidiu? Nu. Vântul de pe insula Belina. Vântul cu vânt mic. Da. Am înțeles unde bateți. În altă ordine de idei, martie este o lună sensibilă pentru cei din PSD, așteptându-se un nou termen, 21 martie, dacă nu mă înșel, pentru liderul maxim, liderul suprem. Un alt dosar, da. Al României. Nu știu dacă se va judeca, se va amâna, că e un dosar greu, nu e un dosar ușor. Nu aș vrea să comentez eu dosarele. Pentru mine, în dosarul respectiv, Dragnea beneficiază de prezumția de nevinovăție. Foarte mult se bucură când e condamnat unul. Eu le spun, și Băsescu se bucura. Și acum nu se mai bucură. Acum face parte din cei care critică. Blamează și critică. Sistemul, da? Da. Deci să nu se bucură. Atenție mare. Tuturor le spun lucrul ăsta. Noi ar trebui să ne bucurăm dacă avem niște principii corecte în justiție, dacă s-ar aplica, nu doar pe hârtie și nu doar facultățile de drept să aibă profesorii după ce se noteze.
îți vorbesc de indubio pro reum și de altele, și să fie aplicate, chiar și aplicate. Și te duci în practică să te trezești. În practică s-a terminat, în practică îți vine unul ca portocală sau ca și îți vorbește în colțul gurii. Și sunt cazuri, am spus și la Gorj de procuror, îți vorbesc în colțul gurii și te miștocăresc. Ce poți să-i faci? E Dumnezeu, e procuror, da? În pixul lui stă libertatea clientului tău. Mă înțelegeți? N-ai ce să-l... Dar oamenii, foarte mulți n-au trecut pe acolo și nu știu. Să-i ferească Dumnezeu să treacă, că după aia schimbă radical opțiunea. De ce credeți că încrederea în justiție e doar 27% și scade vertiginos? De ce credeți lucrul ăsta? Și asta ar trebui să le dea de gândit, să ne dea de gândit tuturor și să le dea de gândit celor din sistem. Să încerce cumva să scoată aceste lichele și aceste uscături din sistem, să le scoată în afara sistemului. Nu o să poți niciodată, pentru că nu poți să faci un corp de elită. Vor exista întotdeauna, dar să încerce cât de nimeni nu poate decât sistemul însuși să-și creeze anticorpi. Altfel, nicio șansă. Adică exterminarea, pentru că intervenția din exterior înseamnă imixtiune. Și nu e bine. Nu că nu e bine, poate e bine la un anumit nivel, da. Nu știu, parcă nu vreau eu să semănăm cu Turcia, nici cu Moscova, iarăși, nu e bine cu Rusia sau cu Ungaria, n-aș vrea, chiar n-aș vrea să semănăm. Nu sunt, de asta le spun tuturor să fie mai atenți și la declarații și la postările de pe în spațiu virtual. Pentru că trebuie să analizăm cu atenție. E un subiect sensibil. Dacă te situezi de o parte sau de alta. Eu cred că adevărul e undeva la mijloc. Și unii și alții au dreptate. Nu trebuie să blamăm tot sistemul. Sunt oameni, sunt așa cum se știe, sunt uscături. Nu există sistem prostit. Nu, dar nu trebuie să-i blamăm pe toți. În general fără uscături. Nu trebuie să-i blamăm pe toți. Corect. Nu vreau să mai aud, cel puțin de la oameni politici, oameni care am pretenția că sunt responsabili. Așa, au greșit și trebuie să-i bage cumva. Nu. Nu trebuie să-i bage. Nu trebuie să fabrici lucruri. Știți că procurorul are și atributul de a strânge probe și în favoarea celui pe care îl anchetează? Nu în România. Ba da, scrie și în codul, da. La nivel teoretic stăm bine, ca să zic așa. Cu practica stăm mai prost, dar la nivel teoretic stăm bine. Da? Și când i-auzi și la televizor vorbind, da, să-i bage, să-i unii, alții, nu, domnule, sunt niște nenorociți, tot sistemul, să dărâmăm sistemul, nu. Nu sunt de acord cu niciuna dintre părerile astea și din nefericire la noi, ăstea sunt. Ori ești așa, ori ești așa. Dacă nu ești cu unii, ești împotriva, te cataloguează imediat. Destul de problematic. De asta am și evitat să iau, să-mi expun punctul de vedere spațiu public, pentru că am văzut că s-a fanatizat lumea și nu există cale de mijloc. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. 2020 bate ca mâine la ușă. Se pregătesc deja candidați, am văzut. Depinde cu cine bate, să nu bate cu mascații pentru la 4-5 dimineața. Așa nu se poate, la 6 cel mult, da? Da? Da, legea prevede așa. Deci nu te poate lua, deranj da. Sub ora 6. Da. 6:00, e 6 fix, da. Da, eu, un prieten și cred că e cunoscut în ultima perioadă, spunea, la un moment dat, domnule, lăsam ușa deschisă să nu spargă ăștia ușa. Da, și punea și, deci o lăsa între deschisă, să vadă că e între deschisă și punea ceva la ușă, o jucărie de copilului. Aha. Ca să nu fie problemă, să nu spargă, să deranjeze vecinii. Dar să-i trebuie oamenii liniștiți dimineața. Așa este. Cum se pregătesc partidele politice pentru 2019-2020? Primul test îl știm, sunt europarlamentarele, după care vin alegerile locale. Prezidențiale. Prezidențiale, exact. Și apoi alegerile locale. La PSD încă nu avem candidat. PNL-ul probabil va să ține pe Klaus Iohannis. Mai mult ca sigur. Nu cred că se vor întâmpla lucruri extraordinare. Spectaculoase până atunci. Da, sunt niște teste, cel puțin europarlamentare, vom vedea cum stăm din punct de vedere politic. Acolo chiar este. Da, se vede politic. Vom vedea cum stăm organizatoric și vom vedea unde avem probleme și unde trebuie să mai plusăm. Da, normal că ne pregătim. E, ați văzut, la PSD deja și-au dat și ei seama că trebuie să facă ședințele în județ. Noi le aveam planificate, le facem în județ, birourile permanente locale. Senatorul nostru este printre primii care a luat această decizie. Mi-a plăcut un comentariu, al doilea sanator. Primul se știe, fără număr. Da, este al doilea, județ, al doilea sanator de Gorj. Al doilea, primul este în județ, cu siguranță. Acum, un simpatic, până la urmă, vă amintesc, dragul meu. Primul. Al doilea, cu cine se vor bate liberalii la Târgu Jiu?
presupunem că se va merge tot cu Marcelo. Cu oricine. Cu oricine, da, un răspuns potrivit. Avem în tabăra... Cu cine ne batem? Nu știm, o să vedem acum atunci. Mari frământări la PSD cu cine... Destul de puternice. Treaba lor, noi ne bucurăm. Nu poate decât să ne bucure acest lucru. Să fii un candidat așa pe la 40 de ani? Domnul care vreau să vă spun ceva, nici nu mă interesează cu cine vin. Pe mine mă interesează Marcel Romanescu să facă niște lucruri pentru Târgu Jiu. Și chiar nu mă interesează. Voi ieși să folosesc o metaforă cu pieptul în față și mă voi bate cu oricine de la PSD să susțin pe Marcel Romanescu. Dar vreau să facă niște lucruri ca să am ce să susțin. Nu să ies cu pieptul în față și să-mi dea... Nu vreau să vorbesc curat. Pari în cap. Nu pari în cap. Că nu pari. Îți dă o flegmă în obraz și îți spune, ia mai du-te-mă de aici, hai sitil. Da? Eu vreau să facă Marcel lucruri. În rest, nu mă interesează cine... Ce și cum. Chiar nu mă interesează. O să-l pună pe Tudor. Bine, dacă îl pune pe Adrian Tudor, chiar nu mai trebuie să facă nimic nici Marcel Roman. E primar la al doilea mandat. La modul cel mai serios, vă spun. Deci, la modul cel mai serios. Un tip mai antipatic, inclusiv în PSD, decât Adrian Tudor, nu poți să găsești. Și pe principiu, finul lunaș. Adică, ce de te recomandă? Familia! Îl vedeți pe Adi Tudor, candidatul PSD în 2020? Nu e treaba să-și găsească candidat. I-am bătut odată, urmează să-i mai batem. Stai, trebuie să se obișnuiască și cu înfrângerile. La nivel de județ? Și la nivel de județ. Să se pregătească. Se trage tare și pentru Consiliul Județean. E normal, orice partid politic. Asta, până la urmă, ca să demonstrăm că noi putem să facem și altceva în județul Gorj, decât să plimbăm președintele Consiliului Județean, care să nu plimbe tava cu cafea la șefii de partid. Ei, totuși vă reamintesc că în 2017, chiar și așa în minoritate, în Consiliul Județean, ați reușit să revoluționați măcar parțial la anumite sisteme. Mă gândesc, mi este minte acum clar DGASPC-ul, unde, în urma unei prestații bune a consilierilor județeni ai PNL, s-a reușit... Cu Denis Așuță. Da, s-a reușit... Nu mai știe câte castane și câte și-a luat... Acum e un politic. Și din interior și din exterior. Și din interior? Tot timpul există și din interior oameni care nu le place atunci când ești vehement și susțin un punct de vedere până în pânzele albe, da? Și din interior și din exterior, da, uite că s-a dus până la capăt. Avem, eu zic, consilieri destul de buni și bătăioși la Consiliul Județean. Poate, până la urmă, se va rezolva ceva și cu situația destul de bine. Și la spital, țineți minte? De spital. Banța a făcut... niște lucruri foarte bune și o anchetă. Sigur, mulți l-au acuzat că nu au avut finalitate. Dar măcar noi am încercat și am deschis cutia Pandorei. Uite, acum ies mizeriile. Și am contribuit și noi pentru a le scoate la lumină aceste mizerii. Destul de mari acele mizerii. Da. Sunt multe lucruri care s-au făcut. Și, adică încercăm cu ceea ce putem și noi. Nu avem o majoritate sau nici măcar nu ne apropiem deocamdată de o majoritate, dar sperăm că după următoarele alegeri să avem o majoritate, să le arătăm gurgenul că se poate și altfel. Că putem să facem și anumite lucruri pentru ei. Luați în calcul și faptul că românii, e dovedit ca nație, după 1989, au memoria extrem de scurtă. Știu, domnul Catina, și de asta mă rog la Dumnezeu să nu acceptăm vreo guvernare pe ultima sută de metri. Că o guvernare mai proastă ca asta, nu cred că vom putea să... Și ați deconta-o teribil. Am mai greșit odată. S-a mai greșit odată cu celebra guvernare de un an de zile, susținută de PSD, atenție, nu de numai de PNL, da? Da, PNL-ul, guvernul Cioloș, dar fără susținerea PSD-ului nu trecea acel guvern și nu putea să rămână. Oricând puteau să-l dea jos. Acel guvern n-au vrut, l-a convenit și asta e. Așa este. Trist ce se întâmplă în România, dar zâmbiți, dragii mei. Mâine va fi mai rău. Poate fi o idee mai bine, nu mai rău, evident. Cu așa guvernare? Stimate domnă, sunt convins că în apropierea primăverii vom mai avea vești în spectrul socio-economic și politic, pentru că ne uităm la ce se întâmplă în spațiul public și cu siguranță. Vă spun eu, cu siguranță o să vedeți probleme cu creșterile astea, cu ghilimele salariale, o să vedeți probleme cu creșterile pensiilor. Vom avea și o lege a pensiilor. Și, Doamne ferește, eu când aud legi care emană de la acest guvern, sunt chiar terifiat, credeți-mă. Terifiat. Am înțeles. I-aș ruga doar să stea acolo, să nu mai facă nimic, că strică tot ceea ce... Poate ne aude ce ne trebuie, deși mă îndoiesc. Vă mulțumim pentru prezența în această seară, vă așteptăm cu mult interes și la emisiuni ulterioare. Dragii mei, și dumneavoastră o seară cât mai plăcută, la revedere!